Bătrânul, în vârstă de 78 de ani, se deplasa regulamentar în zona podului de peste Jiu, când a fost acroșat de o dubă care circula în același sens. Șoferul susține că biciclistul a fost cel care i-a ieșit în față. Venea de pe calea Severinului, la un moment dat a făcut către mine și l-am lovit cu oglinda din partea dreaptă. Deci nu s-a asigurat? Nu s-a asigurat, mergea pe mijlocul drumului. Vecinii și prietenii șoferului s-au strâns la locul accidentului după ce au văzut mașinile de poliție și salvarea. L-a accidentat grav pe biciclist? Nu știu, l-a transportat la spital, nu știu în care trebuie. Prieten, de la noi, din cartier. Șoferul și martorii au fost duși la sediul IPJ Gorj pentru audieri. Din primele cercetări efectuate de polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, s-a stabilit faptul că un tânăr în vârstă de 22 de ani din Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii din localitate, nu a păstrat distanța laterală corespunzătoare și a acroșat un bărbat în vârstă de 78 de ani din Târgu Jiu, care se deplasa în calitate de biciclist. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar șoferul dubei s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.